Stai că nu știu ce vrea domnul. Adresa mea, când au cu sau am făcut ceva, o să te coste. Stai, mă ameninți? O să mă coste? Cu ce? După cum vedeți, aici se află rampa de încărcare pentru primăria din Roșia Montană. În rampa asta sunt foarte multe lemne, aici de ordinul sutelor de metri cubi, dar primăria are deja stocul de 320 de metri cubi de lemn primit, recepționat. Deci, în consecință, acest lemn este tăiat ilegal. ...5-6 metri cub de lemn îngropat în sub apă. Cireș, fag. Mai sunt arbori marcați. Uitați. Care urmează să fie tăiați peste limita legală, da? Uite, aici avem un fag marcat ilegal de către ocolul silvic din Abrud. Da? E un exemplar de peste 4 metri cubi și bineînțeles că vine și cu colegul lui de mai jos, da, care nu-i marcat. Acești fagi depășesc cei 320 de metri cubi ceruți de primăria din Abrud. Acest drum este drumul principal care trebuia să facă exploatarea, iar celelalte două drumuri de acolo de sus sunt făcute ilegal. De către un buldozer comisionat de la o firmă care este prietenă cu Consiliul Județean. Un marcaj ilegal, domnilor. Domnul Tibi, cu ce țeavă ai făcut marcajul ăsta? Că se vede. Este un marcaj ilegal. Este exact sub drum. Ați crezut că nu vine nimeni să vadă. Da? Un drum ilegal care acoperă foarte multe cioturi de arbori sănătoși care au fost tăiați. Uitați o circumferință aici, undeva la un metru și tăiat, ascuns sub drum și tot drumul a fost făcut pe cioturile arborilor tăiați ilegal. Dar uitați, cât lemn în plus tăiat ilegal, pentru că au foarte multe burți de întreținut. Burta domnului Cristian Pașca, burta lui domnul Tiberiu, burta lui domnul Bunariu, burta lui domnul Furdui și mulți alții, da? Cântarea burților în Apuseni, da? Haideți să vă arăt un caz al profesionalismului pădurarilor din Apuseni, inginerilor silvici. E sănătos, da? Uitați aici un fag de peste 60 diametru, bolnav, da? Cât e de mare, da? Iar acest fag a rămas pe picior, pentru că ocolul silvic din Abrud
Este un sat de marionete care nu știu să-și facă treaba, domnule. Ceea ce nu observăm, marcajul pe fagul bolnav. Deci fagii bolnavi sunt lăsați în pădure să distrugă în continuare, să aibă motiv să taie cei sănătoși. Da? Uitați. Tot ce e bolnav în pădurea asta rămâne și tot ce e sănătos se taie. Domnilor, în România la ora actuală asta se întâmplă. Tot ce e sănătos se taie, tot ce e bolnav se întreține. Aici avem lemne pentru toată Roșia Montană, tăiată e pe jos, uitați. E pe jos să se încălzească toată Roșia Montană. Dar primarul nu vrea să dea acest lemn oamenilor, pentru că dacă le dă, oamenii devin independenți și pot spune adevărul. Așa că, domnilor, vine anul votului. Vă așteptăm să vedem cât de inteligent votăm la următoarele alegeri, pentru că burțile acestor jupâni din Apuseni se îngrașă prea tare și nu știu încă cum o să mai fure.